Parlamentului de a propune și a iniția inclusiv astfel de proiecte. Domnule Gabriel Zetea, dumneavoastră, pe cine vedeți în turul 2? Să știți, m-am uitat pe ecran și prima dată am avut dubii dacă e doamna Diana Șoșoacă sau doamna Elena Lasconi. E identică, pot să-ți convins că undeva pe un profil la doamna Diana Șoșoacă am văzut o poză identică. Similară. Sunt convins că doar o înțepătură, da, domnul Zetea. Sunt convins că aveți un ochi suficient de fin ca să vă dați seama cine este într-o poză. Eu vă spun părerea mea. Acum poate că e contra valului, așa, toată lumea s-a luat alegerile prezidențiale. Părerea mea că într-o țară, într-o democrație care începe să devină consolidată așa cum este România, în primul rând cele mai importante sunt alegerile parlamentare. Pentru că Parlamentul este instituția democratică fundamentală a României. Din punctul ăsta de vedere, vă spun clar, cel mai potrivit pentru Palatul Cotroceni este domnul Ciolacu. De ce? Pentru că din prima el spune în felul următor. Eu înțeleg, eu provin dintr-un partid, așa cum este Partidul Social Democrat. Dacă eu o să câștig alegerile prezidențiale, o să încep să mențin în România un echilibru a puterii la diferitelor partide. Adică eu provin cumva din PSD, n-aș vrea să favorizez PSD, o să încerc să dau altui partid poziția de prim-ministru pentru a exista un echilibru. Asta arată maturitate politică, echilibru la care a ajuns Marcel Ciolacu, lucru care recomandă pentru funcția de președinte a țării. În momentul în care președintele, oricare ar fi el din partea, candidatul din partea oricărui partid, când ajunge la Palatul Cotroceni, nu mai face parte din acel partid pentru că este președintele tuturor românilor și atunci întrebarea este în turul 2. Pe cine vedeți? Eu mi-aș dori în primul rând să ajungă acolo Marcel Ciolacu. Sprijinit de către Partidul Social Democrat. Pe cine vedeți alături de Marcel Ciolacu? Cu cine vor vrea românii? Românii trebuie să meargă la vot, să-și exprime dorința pentru unul sau dintre altul dintre candidați. Principala preocupare a Partidului Social Democrat este să-l ajute pe Marcel Ciolacu. Hai să ajungem acolo, apoi după aceea. Îl vedeți și la Palatul Cotroceni pe Marcel Ciolacu? Da, și pentru calitățile care v-am spus înainte, pentru echilibru și pentru experiența de care mi-a plăcut. Uitați promisiunile pentru